Cum divizia A1 se reia abia în 18 ianuarie, aproape toate echipele vor disputa până atunci câte un joc amical. Dacă ACS Volei Municipal Zalău va juca la Baia Mare, echipa pregătită de Mircea Abraham și Marius Oniga va susține un meci amical la Dej în compania echipei locale Unirea. Antrenorii șimleoani vor avea ocazia să-i vadă la lucru pe cei doi jucători nou veniți, Rade Dacovic și Nicolae Costadinov. Pentru noi orice meci este important, chiar dacă este amical sau oficial. Sper să evoluăm bine, iar în prima etapă să fim pregătiți să obținem toate punctele, a declarat antrenorul celor de la Șimleu, Mircea Abraham. Phoenix Șimleu va disputa prima partidă oficială din acest an abia în 18 ianuarie la Șimleu, când sub măgura va veni LPS Piatra Neamț.